constatând întrunirea condițiilor de forum pentru ședința convocată prin dispoziția primară numărul 2 din 84 și 22 a 12.2020, declar ședința deschisă. La ședință sunt prezenți 15 consilieri în sală, fizic și un online, absent un consilier. Înainte de a trece la ordinea de zi, am să rog pe domnul secretar să prezinte și să răspundă spre aprobare procesul verbal de la ședința anterioară. Mulțumesc, domnule președinte. Este vorba de procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Oradea, ce a avut loc în data de 20 decembrie 2023. Am întocmit și transmis și în această cursul zilei de ieri procesul verbal al ședinței respective. Nu am primit observații sau solicitări de modificare a conținutului procesului verbal, astfel cum a fost transmis. Împrejurarea cu care supun aprobare de noastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 20 decembrie, în forma în care a fost transmis pe adresă de mail. Cine este pentru? Înainte de a vă mai spune câteva lucruri despre mine,
Vreau să vă mulțumesc încă o dată și domnului primar în special pentru modul exemplar și foarte care m-a încântat cum a dat viață nouă Palatului Cosma Constantinescu. Acest monument al orașului cunoscut sub alt nume, Casa de Cultură. Acolo, bunicul meu, din partea tatălui, când apăreau afișele, se ducea, era negustor. Se ducea și vedea afișele și aștepta să vină trupele din București, trupele de comedianți, trupe de reviste, care îi făceau comandă. 200 de mici la ora 10 seara. El avea grătare uriașe, își aducea băieții care îl ajutau și în colț unde este, aici la biserică, unde este un chioșc, am văzut cu flori sau cu ziare, înșira cele două grătare uriașe și păstra micii calzi până când se termina spectacolul. Într-una din zile nu s-a terminat la timp, și el, cum era un om mare de stat, cu pălărie de pai și își scotea ceasul de buzunar, s-a uitat de pășitele 10 minute, 15 și a luat-o exact pe partea laterală, a intrat pe scări în sală, în spatele sălii de spectacole, cu scena în față și toată sala, și cât era de mare, a strigat cu vocea lui de stentor, opriți comedia, că se usucă micii. Și a fost un râs uriaș. După 15 minute s-au terminat și asta era obiceiul de acolo. Mi-am făcut școala generală aici undeva, era o școală, nu mai este, era veche, semi-rotund, așa puțin, soarele bătea tot timpul. Plecam de acasă din Cogălnicianu, de la piață, eram scund, mai bucălat și cu o bască pe cap și ghiozdanul de carton, care nu ținea decât cam o lună, așa, pentru că ne dădeam cu el iarna și se strica cartonul, mă închipuit. Și prima dată mama mă întreabă, te știi să te duci? Zic, știu cum e, că țin drept și traversez așa, mergi numai pe lângă gard, pe lângă gardul acela. Și am ajuns, dar căscam ochii, gura peste tot și vă închipuiți că nu ajungeam la timp, întârziam, pur și simplu nu mai găseam clasa. Erau foarte închise și deschideam. Eu sunt aici, eu sunt aici, eu sunt aici. Un pitic așa nu-l vedea învățătoarea. Până la urmă m-a dus o fată în prima zi. O fată a ieșit să ude buretele și m-a văzut de ce stai. Nu știu care e clasa. De asta sunt doar până la jumătate și clasa mea era în capăt. Am terminat prin clasa a treia, a patra. Mie îmi plăcea să mă întind, să moi pâinea în tigaia sau în cratița în care fusese o friptură. Înțelegeți? Și a rămas singur acasă, ce m-am gândit? Mi-am pus ăla pe aragaz, s-a încins puterii, m-a dus și am luat-o, am închis aragazul, am luat-o și m-am împiedicat și mi-a sărit uleiul încins pe față, pe partea asta. Nu știu, am închis ochii imediat. De durere, n-am știut ce să fac și am băgat capul în găleata cu apă, eram jucuit ca un șobolan opărit. Și mi-a trecut. Asta a fost a doua cumpărată, pentru că a treia a fost când era să manec în Dunăre. Am terminat cu bine. În anul acela, învățătoarea mi-a dat un premiu, a zis, adu-i o carte de acasă să-ți dau și ție un premiu. Și bine, doamne. Și eu am luat cartea cea mai groasă. Ce nu pe asta. Dă una mai subțire că nu-ți dau premiu întâi. Îți dau mențiune. Gata. Am adus data mai subțire. Și am terminat liceu cu școala generală, am aici niște colegi, Iancu, de exemplu, e colegul meu din clasa 5-a până la liceu și aici am niște colegi de liceu și colegi. Am intrat cu brio la liceu, adică aveam o fițuică așa pe care scria română, istorie și matematică. Română 9.50, matematică 9.10 la istorie. Am intrat cu 9.50. Când fericit m-am dus acasă și le-am spus și zice, vezi că ai un bilet de tabără. Păi zic, de unde? Ați cumpărat voi? Zice, nu.
a venit profesorul tău de matematică și ți-a adus un bilet de tabără, profesorul Constantinescu. Constantineanu sau Constantinescu? Da, care încântat pentru că știa că eu nu mă pricep la matematică, nici nu-mi plăcea, eram de 7, așa, de obicei, și luasem 9.50 pentru el a fost fericit de uriaș. Și s-a dus și mi-a cumpărat un bilet de tabără de 18 zile atunci, uitai de casă și de toate. A fost super, n-a vrut să ia banii, vă dați seama, deși mai ne deduseră. Am intrat pe urmă la liceu, v-am zis cu brio, și prima notă a fost la limba latină, pentru că eu încă nu scăpasem de aer în ele, în învingător, ci eram de nevot pe la ore și m-a trezit profesorul de limba latină, care mi-a dat un 3, scurt. Prima notă la liceu, un 3, m-am trezit, da seama, am început să tremur, zic, n-am avut 3 în viața. Am terminat și liceul, am luat la facultate, am fost într-o clasă ca lume, copii deștepți. De fapt, noi am fost pe generația anilor 70, care ne-am bazat mai mult pe învățătură, să ieșim din mediul în care eram, decât cu gândul la înavuțiri, la avere, la... Acum sunt alte idei. Și am luat la facultate, singurul care a luat în primul an, după aceea, din clasa mea, a fost și felicitat de dirigente care mi-a zis că ne-ai salvat onoarea. După aceea, majoritatea colegilor mei, în anul următor, au luat la facultăți, institute și peste tot. Facultatea a fost foarte frumoasă, pentru că aveam, cum să vă zic, tot felul de profesori adevărați. Augustin Zenepop, care e eminescologul nostru și care uita pe la ore și ne povestea de scandalele lui cu alți critici și așa mai departe. Și ce credeți? Când ne plictiseam, săream, eram la parter, săream în timpul cursurilor din pe fereastră și pe casă de mocaf. Vă dați seama ce tâmpiți eram? Până când, nu lăsați cam eu. E capsată din... Mulțumesc, bună. Da, până când un caracalean a sărit. Era mai solid și a lovit de geamurile și a ridicat capul din pătile lui profesor. Era în sală de-aia de 200 și ceva de studenți. Era mai multe facultăți. Și eu când să pun și eu piciorul să sară, pe vazul, ce credeți? M-a văzut profesorul, zic, domn profesor, e vânt și vreau să închid ferea asta, închide. Și ăla a plâns spate, zicea, hai băi, hai să vin. Și veneam la pauză, că striga condica. Am terminat facultatea, ne-am ales pe undeva prin Ardeal. În Ardeal am stat puțin, pentru că pământul era bruș, magiune era lictar, eu știu, plovul era laibă, înțelegeți? Și eu le confundam, le râdeau de mine în stil mare. Dar, totdeauna când luam cuvântul, făcea lăsație pe Oltean să vorbească. Da. Sunt amintiri frumoase, se află și în cărțile pe care am scris, dar nu le găsești pe toate într-un loc, ci sunt disparate. Orașul nu m-a părăsit niciodată. Spuneam mai devreme că în toate, majoritatea acestor cărți, cine cunoaște orașul, îl găsește. De exemplu, adică nu are rost să iau lumea, pentru că o să le vedeți dumneavoastră, că astea le las aici. În valiza cu cărți, de exemplu, chiar povestirea valiza cu cărți este drumul unui student cu o valiză cu cărți de la gara până acasă. Pe unde trece peste tot și o să vedeți istoria orașului trăită până la 20 de ani. Eu am ajuns la facultate în anul întâi, aveam 18 ani, i-am făcut în timpul facultății. Când am terminat, elevii de liceu mă confundau cu ai lor și strigau după mine fetele de 11, 12 ani. Ei, cui duci catalogul? Că eu aveam catalogul cu mine.
Și până la urmă, când intram în clasa, l-am făcea, ăsta e profesor. Da, e profesor. Mult timp a fost așa. Am fost în mai multe județe, m-am oprit în Argeș până la urmă, unde copiii mei, doi copii, un băiat care a terminat Universitatea Națională de Arte, a terminat al doilea, a luat și al doilea din șase. Știți că e o concurență uriașă acolo, fără bani, că așa cu banii poți să mergi și la Viena. Și o fată care e profesoară de franceză-engleză, tot la Pitești, amândoi sunt în Pitești. El a terminat design vestimentar, a făcut și design vestimentar la București, dar am reușit în mai mult timp să-l aduc acasă la Pitești, pentru că câștiga cam de 4-5 ori mai mult decât mine, ca profesor, deși aveam vechime și eu. El câștiga, avea ieșit și câștiga foarte mulți bani, dar ultima săptămână din lună îmi cerea bani. Și dacă poți să-mi primiți 200 de lei, îi dau înapoi. Îi cheltuiam, numai club A, club nu știu care, se întâlnea cu artiștii lor, până când i-am zis, poate ar fi bine să vii acasă, că altfel nu te liniștești la Pitești. Și chiar a venit și își vede de treaba lui, sunt la niște licee, am dus la niște licee mari. Din Pitești, din Pitești. Ce să vă spun, tot timpul mi-a plăcut catedra, mi-a plăcut elevii, n-am lăsat decât doi corigenți. Unul la început de carieră și unul la sfârșit de carieră. Ca să știu și eu că am trecut prin școală. 47 de ani am stat la catedră, dintre care 45 și jumătate mi-au trecut la pensie. 2 ani i-am adus la particular pentru că la un liceu privat, că după ce am terminat, m-au vânat de acolo, mă plăteau cu 1.000 de euro pe lună. Vă dați seama, dar mi-am dat demisia după 2 ani pentru că nu mai suportam să ajunsesem la o vârstă și nu puteam să-mi scriu cărțile pe care le aveam în minte de la 16 ani. Am teancuri așa de caiete cu însemnări și când am început să scriu, am scris 2 ani de zile, fără oprire, 20 de romani. Nimeni nu credea, când veneau de la televiziunile din oraș și de la Biblioteca Județeană, de la Centrul Cultural, la lansarea de carte. La o lună, la două luni, lansam un roman. Mi-au luat interviu, sunt pe la mine, pe pagina de Facebook, dacă o să fiți curioși, o să le vedeți. Și la Antena 3 și Antena 1 și pe site-uri și pe la Biblioteca Județeană. Până la urmă au fost alții care i-au convins că așa este, 20 de romane scrie. După aceea am încetinit pentru că am făcut o boală numită diplopie. Știți că e cu ochiul care nu mai e în concordanță cu celălalt și vezi dublu. Când spunea celălalt, nu pot mă că văd dublu. Dar chiar dublu vă vedeam și vedeam, n-am vreo treabă. Dar eu vedeam, mă uitam aici, trebuia să-mi acopăr un ochi ca să pot trece strada, că altfel vedeam două străzi, patru mașini din două. Și am scăpat de chestia asta, dar cu condiția să nu mai stau bun la calculator, stăteam câte 10-12 ore. Scriam întins pe o canapea, sprijinit în cot și cu mâna dreaptă, nici nu mă chemau la masă, dar le ziceam să nu mă mai deranjeze, că vin eu când mi-e foame și era foame după 7-8 ore, că nu puteam să mă opresc pur și simplu. Eu aveam deja materialele, însemnările mele și atât îmi trebuia să mă uit pe o semnare și să continui să scriu roman. Am început să iau premii pentru că m-am oprit un timp și am trimis cărțile și la concursuri. Am un premiu întâi pentru literatură, cu povestirea Căut soție de natură umană. Pe urmă, un premiu al jurului pentru volumul Ielele. Nu știu dacă le mai am pe aici, pentru că nu le mai am pe toate. Nici eu nu le mai am pe toate în bibliotecă. După aceea, în 2020, un premiu pentru proză scurtă, când, în timpul pandemiei,
a fost o concurență uriașă la nivel internațional, sunt concursuri internaționale. În sensul că toți românii de pe toate continentele și din toate țările pot participa. Și în 2020, fiind perioada aceea pe care o știm, foarte mult s-au apucat de scris. Eu nu m-am apucat atunci de scris, eu scriam în continuare. A fost o concurență de 382 de participanți, am fost pe locul 2 la proză scurtă, cred că e cartea pe aici, o să vedeți, cred că este ilustrată de fiul meu, care v-a spus e grafician și pictor. Ce să vă mai zic, am mai ultimul premiu este cu un premiu pentru povestea emigrantei. În septembrie acum, povestea emigrantei a luat trofeul Ventilă Horia. Unul dintre scritorii noștri care au fost lângă Eugen Ionescu și ceilalți în exil. Am avut contact cu francezii permanent, începând din 91, m-au trimis la stagii, formări, burse și paraburse. Am avut bursă europeană, bursa guvernului francez, bursa guvernului României, pe coasta de Azur, la Paris, în nord, în sud, la Atlantic, la cam peste tot. Am avut o bursă de o lună de zile de la guvernul francez pentru TIS, Tehnologie, Informație și Comunicări în Educație, trimis de francezi și mi-au luat salariul lor, 2.850 de euro, cum au profesori în Franța. Și ce credeți? Mi-am plătit cursurile, ne-au rămas 1.000 de euro, eu n-am știut ce să fac. L-am întrebat pe francezul care coordona grupul nostru, eram 11, 10 tinere profesoare și eu, printre ele. Și ce credeți că mi-a zis să știți banii voștri de buzunar? 1.000 de euro de buzunar. Nu cred. Așa. Am fost traducător, am tradus cel mai cunoscut, un bestseller care se află la Polirom, publicat de Polirom, se numește Mic tratat de manipulare pentru oamenii cinstiți. E un volum cam așa. E o perlă. S-a vândut, cred că, 50.000 de exemplare, ceea ce este foarte, foarte mult pentru noi. În decărțile nu se vând așa stimat. Dacă le faci cadou, da, să fie primit. Dacă nu, nu se cumpără. Pe site-ul meu au mai cumpărat colegii care sunt în Germania, fost elevi care sunt în Elveția, în Franța, am elevi în toată lumea. În Statele Unite predă una limba franceză. Ei făceau cu mine franceza din clasa de la 6 ani până la 14 ani, 8 ani de zile. Eram profesorul cel mai mult, nici cu învățătoare nu stăteau atât. Și au amintiri foarte frumoase, pentru că i-am protejat. De foarte mulți nu știau și nu aveau aptitudini de limbi străine și atunci nu-i persecutam, pentru că le-am spus, e imposibil să nu știți ceva care vă place și să faceți în viața asta. Dacă nu faceți în limba străină, nu e nimic. La primăria capitalei Franței, la Paris, primăria generală, e o fată, Claudia, care a făcut cu mine și la ani, e țară acum, este economist principal. Ea a făcut franceza ca să poată accede acolo. Alta e la Paris, conduce un departament al Uniunii Europene, după un concurs în care au fost 32 de elici, la concurs ea a luat prima. Știa și franceză bine, s-a bătut cu francezi. Vă dați seama că francezii mai fac greșeli, dar nu învățam. Pentru că am învățat franceza, nu că am învățat-o numai cu mine, eu chiar le-am spus ce trebuie să știe, dar pentru că am învățat franceza literară, nu franceza vorbită. Ce să vă mai zic? Am făcut proiecte europene cu una dintre asociațiile pe care am înființat-o în 2007, când am intrat în Uniunea Europeană, ziceam, pe urma mea. Timp de 10 ani a funcționat, pe urma m-am abandonat, acum m-am apucat de altceva, nu mă plictisea să fac numai eu toate treburile. Am pus 10 și 10 de copii în Franța.
pe coasta sălbatică Atlanticului, în stațiuni unde nu știu dacă aș încălca, pentru că sunt stațiuni pentru miliardari, cum este stațiunea La Bol, unde un ceai ajunge la 25 de euro, îți dă într-o ceașcă așa, verden, sau ce îți dă. Bine, eu nu mi-am trebuit să cumpăr, eram invitatul lor și au plătit. Copiii noștri erau învățați cu plaja de pe malul Argeș și voi și intrau în ocean, mi-a spus, vedeți că în zare, oceanul ăsta e liniștit, dar dacă vedeți așa un brâu alb, vedeți că sunt valuri, să nu stați, să ieșiți. Și ei nu mă înțelegeau. Veneai, lovea valul și trăgea un metru și urlau și zipau. Acum sunt mari copii și aș aduc aminte perfect, mi-a scris unul, zice, domn profesor, am terminat liceu cu franceză, am învățat cu dumneavoastră, am terminat universitatea, acum sunt la master și n-am mai întâlnit niciun profesor ca dumneavoastră. Vă dați seama că am fost încântat. Am există o întâlnire pe fiecare. Ce să vă mai zic, că am fost interpret la Uniunea Europeană, Secretariatul Tripartit pentru sindicate. Era și m-au plătit 5 zile, cât aș fi fost plătit 6 luni ca profesor. Vă dați seama că am fost încântat că mi-am luat banii ca profesor, i-am luat în 5 zile. Deci cât de bine se plătea atunci în Uniunea Europeană. Ce să vă mai zic? Altele. Am scris foarte multe cărți în franceză, în jur de 35. 4 sunt, una scrisă colectiv, cu Organizația Internațională a Francofoniei, de la Crefecu, de la Sofia, unde ne-au plătit la pagină. Eu am avut două capitole, am semnat două capitole care scrie numele meu și, de fapt, inițiale, și vorbesc despre România, despre școala care și proiectele pe care le fac. O bursă la Besançon, v-am spus de bursa aia, unde veneam numai străin. La Besançon este în estul Franței. Am mers cu TGV-ul lor la 300 și ceva de kilometri la oră, în fotolii ca lumea. Și am văzut la un moment dat, nouă românilor, mi s-a rezervat o sală internet, unde nu mai intra nimeni, eram 11 profesori, ceilalți erau studenți în ultimul an. Și a venit o delegație de chinezi de ce să vadă condițiile unde își trimit ei studenți. Erau condiții exemplare. Închipuiți-vă că ne-a adunat pe toți și ne-a întrebat de unde ești, ce ești, a vorbit fiecare și era rândul unei chinezoace și de unde sunteți, cum e. Sunt dintr-un oraș mic. Dar cam cât de mic? Păi, câți locuitori au? 5 milioane. 5 milioane, păi și mic. La ei, acolo, de 5 milioane, la răbuită de o chestie așa, piece of cake. Ce să vă zic, am avut rezultate cu copiii, foarte mulți au luat burse și facultăți, sunt unii care țin legătura cu mine permanent. Când mă pomenesc, dacă pun ceva pe Facebook, să dură câte 60-70, să-mi dureze la mulțea sau nu știu ce mai am de rugând. Mai sunt multe evenimente în viața mea, dar eu știu, poate îmi puneți vreo întrebare, dacă aveți ceva de clar, vreo nedumerire. Nu știu ce să vă mai zic. Am scris, scriu și acum, în continuare, chiar dacă mi s-a interzis să mai stau 10 ori la calculator, stau 2 ore, fac pauză, mai trec încă o oră, două, dar nu pot să mă las de scris. Vă spuneam că orașul nu mi-a pierit din minte și din suflet niciodată. În toate cărțile apare, v-am zis că în valiza cu cărți o povestire care spune totul, în Născută într-o dimineață, la fel, prima parte, și mai multe cărți. Cine cunoaște orașul, bine, o să-l dea seama imediat este vorba despre corabia. Mi-a propus să călătoresc, am călătorit în toată Europa și vreau să spun că am călătorit nu pe banii mei, pentru că nu mi-au permis salariul ăsta de profesor
și cu doi copii la facultate și cu o nevastă mea tot profesoară, vă închipuiți că eu făceam proiecte și plecam cu proiecte cu elevi sau numai singur. Trimis în Franța, am în zeci de locuri, Coasta de Azur, n-aș fi putut să stau la Cannes dacă nu plăteau ei, n-aș fi putut să ajung la San Remo sau la Monte Carlo sau Paris, am văzut. Cred că la un moment dat am început să fac mofturi și să refuz. Am ajuns într-un an încât trebuia să ne semneze inspectorul general, cum plecam de la Vărei, și într-un an de 25 de ori m-au chemat. Erau burse, stagii și conferințe plătite. Ei plăteau și vă dați seama că nu puteai să lipsești. Inspectorul general se sătura și a zis directoarea, zice, semnează-i tu să nu mai vină profesorul ăsta la mine, că eu nu știu ce îl cheam pe el de atâtea ori. Eu nu plecam cum plecam eu. Și am ținut legătura cu francezii foarte mult timp și acum, în ultimul timp, m-au ajutat să fac pentru liceul acela un proiect în care trebuia să vină un formator francez și ne-a cerut 10.000 de euro. Și a zis, noi să dăm 10.000 de euro pe 3 zile. Și am vorbit la ambasadă și ambasada a plătit tot și ne-a trimis. Nu știu dacă orașul nostru este înfrățit cu alt oraș. Nu este și urma să vă... Asta voiam să vă propun să încercăm o înfrățire cu un oraș din față. Eu îmi dați un om de legătură aici, pentru că eu devin de primărie, eu fac ce îmi spune primăria, dacă fac pași înainte sau nu-i mai fac. Pentru că trebuie să fim foarte serioși. Eu am fost extrem de serios în relațiile cu francezii și cu Uniunea Europeană. Vă dați seama că am dus 86 de profesori și studenți și elevi în Parlamentul European. În hemiciclu acolo, plătiți de Parlamentul European. Transport, masă și chestiile astea. Ceea ce am mai făcut, am vrut să fac și pentru oraș aici, dar n-am intrat la primărie să... Am vorbit printre colegi și s-a pierdut atunci. Dar acum aș vrea să încerc să facem acest pas. Și eu sunt sigur. Eu sunt în banca lor de date, deci nu m-au scos de acolo. Oricând fac apel, îmi răspund și sunt sigur că nu o să mă refuz. Dar trebuie să fie, să mergem la modul sigur. În această înfrățire au așa de oportunități pentru noi. Absolut. Să fac vizite, să fac afaceri, să fac tot felul de schimburi, dar în stil mare, francezi și să știți că sunt serioși. Și doar mi-e place partea asta de sud, francezii. Italia, mie cele mai multe afaceri ale lor sunt în sud. Cum ar fi Miovenia. Acum la Miovenia ne mărește salariul. Cel mai mic este 4.500 net și vor să le fac la 5.000 și ceva. Adică să le dea câte 1.000 de euro de fiecare muncitor. Oricum, e un succes. Eu am fost sponsorizat de foarte multe ori de uzină, am fost sponsorizat de prefectură, de Consiliul Județean, unde chiar aveam un fost elev care se ocupa, era economistul SD-ului. Și când m-a văzut, trebuie să mă lau și pe birouri acolo, încât mi se făcuse rușine mie. I-a zis, ia, stai mă liniște. Nu, că e cel mai bun profesor, cel mai nu știu cum. Trebuie să-l ajutăm și m-au ajutat. Când mergeam în proiectele europene, ne întâlneam cu mai multe țări într-un oraș de-a lor și ce credeți cu copiii noștri și copiii lor, spanioli, muntenegreni, francezi, slovenii sau portughezi și așa mai departe și limba comună era limba franceză. Și ce credeți că aveam o zi care era o zi românească, când aveam dansuri, prezentarea orașului, prezentarea țării frumoase. Eu am PDF-uri și foarte multe materiale de atunci pe care o să le putem prezenta. Pot să fac și pentru oraș.
multe lucruri pe care o să le prezint, pentru că trebuie să le arătăm întâi ce frumos e terenul. Dunărea aceasta e o bogăție. Va trebui să fie exploatată. Pentru că, nu știu, după 1877, când nu mai plăteam tribut la turci, Dunărea aici a înflorit, a înflorit comerțul. Comerțul cu cereale. Portul Corabie era unul dintre cele mai puternice. Și atunci s-a născut și orașul cu străzile lui drepte, tăiate de comercianții, de cereale. Am văzut cerealieri care umpleau în port șlepurile și le trimiteau pe Dunăre la Viena, sau mai sus, pe Dunăre. Asta este oferta mea și eu voi face pașii de bază până când ne găsesc ei o comună, știți cum e o comună acolo? Cum e oraș, nu? Nu, treci din oraș în comună, nu se simte, nu se vede. Trebuie să fie un oraș, pentru că măsurile orașului europene nu sunt populate cu sigur, un oraș, tot ca de calibru ăsta. La 16.000, 20.000 maxim de locuitori. Și eu sper că vom merge. Și cu siguranță vom face față. Eu voi face toate demersurile până când intrați în legătură cu ei perfect. Eu mă vei găsiți aici un profesor de franceză. Sau un vorbitor de franceză. Poate să fie vorbitor de franceză. Și faceți vizite. Dacă vreți să mă chemați și pe mine, puteți să mă chemați, dar să știți că francezii țin foarte mult la cel care a inițiat. Adică chiar dacă nu mă chemați, mă cheamă ei. Dar nu mă interesează pe mine plimbarea. Pentru că eu sunt sătul. Vreau să fac primii pași care să fie siguri și dumneavoastră să luați în primire această legătură care, dacă o păstrați ca lumea, va fi benefică și personal pentru fiecare, dar și pentru oraș, și pentru primărie, și pentru cetățenii. Eu am avut un proiect mare de 4 ani cu Universitatea Lumière 2 din Lyon. Timp de 4 ani, 25 de profesori au venit, francezi au venit și au făcut stagiu în România. Pentru că ei, înainte de a fi profesori, sunt obligați să facă stagiu practic la ei în țară și stagiu de o lună în străinătate. La noi nu se mai face stagiu deloc. Eu am mai avut câțiva studenți și nu știam, nu se țineau de carte și i-am dus la clasa a 4-a să predea. Și eu stăteam în spate și una dintre fete scria, le predau și eu i-am atenționat că sunt copii deștepți. Aveți grijă. Nu, sunt emoționat și scria, în loc să scrie la șez, a scris le șez. Scaunul a făcut de genul masculin în loc de genul feminin, cum e francez. Și s-a ridicat un copil din un băiat din clasa, din prima bancă. Și doamna este la șez, nu le șez. S-a pierdut săraca. S-a pierdut, nu mai știa pur și simplu ce să facă și am zis foarte bine, uite cine a fost atent. Laudă-l, ce stai de înțepenit, ești profesor. Da. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Suntem convinși de atâtea dumneavoastră, am înțeles să scrii și cărți. Ce așteptări aveți dumneavoastră de la Consiliul Local Corabia, de la orașul Corabia, în legătură cu titlul de cetățean de onoare? Pentru că aici noi suntem mandatați de cetățeni să votăm dacă votăm sau nu votăm titlul de cetățean de onoare. Și aș vrea să știm ce așteptări aveți dumneavoastră de la noi. Nu știu, pentru mine ideea aceasta pe care ați avut-o și vă vreți să o puneți în practică, mă onorează. Nu m-am gândit. Nu m-am gândit niciodată la așa ceva. Un coleg care are și cronicile mele publicate prin ziare și revistele din țară, m-a întrebat acum 3 ani, tu nu ești cetățean de onoare? Haideți să vă mulțumim pentru răspunsa. Haideți să mergem la foto, că nu e interesantă să vă votăm cetățean de onoare. Domnul profesor, mulțumesc. Ce să mă spun lucrurile de această dumneavoastră? Ne-ați plimbat de la grădiniță până la facultate, cred că fiecare în ceea ce privesc amintirile din orașul Corabia. Eu aș vrea să vă întreb, ne-ați expus o activitate
care prezintă activitatea câtorva oameni, adică da. Când dormiți, când vă odihniți, când munciți pe zi, pentru că suntem impresionați de activitatea dumneavoastră. Și vă țineți foarte bine. Așa este, dar am stat 6 luni în spital, ca să mă revin. Pentru că scrisul acela, în stilul ăla groaznic, în care pur și simplu mi era teamă că mor și nu termin ce am de spus, dar uite că am mai scris încă 5 romane după aia și mai am alt un lucru, nu o să vă povestesc dacă vă spun ce lucrez, nu o să scriu, dar o să-l vedeți când o apărea. Și mi-am revenit, pentru că a trebuit să fac o pauză, medicii mi-au spus, ți-ai folosit organismul acesta ca pentru 2 vieți. Gata. În final, ca să nu o mai lucim, sunteți foarte modest. Noi suntem onorați de prezența dumneavoastră în rândurile noastre. Mulțumesc. Trebuie să vă simțiți dumneavoastră onorat. Vă mulțumim foarte mult că ați dat curs acestei invitații. Vă lansez de pe acum. Noi încercăm să facem o tradiție la zilele orașului, să strângem acest nucleu de genii care au crescut și zilele orașului sunt de obicei în al 3-lea weekend de septembrie, dar nu știm când vor fi organizate alegerile locale, că dacă vor începe cu alegerile trebuie să detalăm, da, vom anunța. Dar vă lansez de pe acum invitația pentru o întâlnire cu mediul academic românesc, la Columbia, pe data de 9 mai. 10-12 mai. Da. Doamna profesor Nicolina Neceanu, care este și dumneavoastră cetățean de onoare, unde încercăm să... Eu am predat 10 ani la Universitatea din Pitești. Dar în paralel cu tradiția noastră. Răspunsul Consiliului Local și al orașului Corabe este da, vrem să ne înfrățim cu o localitate din Franța, avem oportunitatea asta prin dumneavoastră, pentru că sunt cu totul și cu totul alte măsuri de finanțare care pot fi accesate. Noi am făcut la nivel local anumite proiecte de promovare turistică, dar ne fiind eligibile alte măsuri, ne-am limitat aici la nivel local. Da. Urmând să le extindem cu promovarea turistică și la nivel european, prin dumneavoastră. E perfect. Ei să știți că pot atrage mult mai repede fonduri europene în legătură cu înfrățirea cu orașul nostru. Chiar pentru un proiect făcut aici, vă atrage. Vă spuneam de cauză că sunt foarte multe măsuri finanțate pe bani europeni, folosind plăcere la Bruxelles, în condițiile în care sunt înfrățiți de genul ăsta, față de noi când vrem să facem metri cu tărătii pentru acesta. Asta ne-a străbuit. Da. Vă mulțumim foarte mult că ne-ați onorat. Suntem mândri de dumneavoastră și sunt convins că oriunde veți merge veți promova orașul Corabia cum a să fiți până acum. Sigur. Felicitări. Da, de ce să schimb să învățirea la așa? Nu, 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 nu
acest ședință și continuăm. Acordul dumneavoastră, atunci când luăm ședința fără primar, până la primul meu de înainte de a trece la celelalte puncte de vreodată. Să vedea și să vă rog, președinte. Am să vă rog, dacă obicei, ca în cadrul de toate noastre care le avem, discuțiile să aibă referire strict la conținutul proiectelor, să fie respectat regulamentul Consiliului Local privind intervențiile consilierilor, acestea să fie făcute numai în urma scrierilor și solicitărilor de înscriere la cuvânt, iar pentru buna desfășurare a și acestei ședințe, am să vă rog să aplicăm regula atâta și până acum, de 2 minute pentru fiecare consilier în cadrul intervențiilor. Următorul proiect pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre referitor la alegerea președintelui de ședință, cu numărul 22.187 din 5.10.2023. Proiectul are referatul de aprobare, are raportul de specialitate, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate, nu sunt amendamente în acest proiect. Apropo, domnul secretar, un singur amendament este la punctul 4, la proiectul de referitor la punctul 4. Am înțeles al inițiatorului. Vă mulțumesc frumos. Dacă sunt discuții pe acest proiect de hotărâre, vă rog, nu? Atunci haideți să propunem pentru alegerea consilierului local în funcție de președință de ședință pentru următoarele 2 luni, începând cu 1 ianuarie 2024. Banii orașului, eu sunt tot folosit cu orașul,
să obținem, să luăm o ambarcațiune pe care să dispună primarul. Nu am înțeles asta, dar vă rog faceți referința asta, nu faceți la mese, vă rog frumos să nu măriți că suntem mai mai nervați, subiectul e corect, ăsta e corect, așa scrie în corect. Precizați în procesul verbal că doamna Safta a fost atenționată pentru modul în care se comportă în cadrul ședințelor, încălcând prevederile articolului 9. Următoarea sancțiune, vă atenționez, este chemarea la ordine, după aceea să vă aplic sancțiunile prevăzute de regulament și de codul administrativ. Am să vă rog să nu continuați cu această atitudine, vă rog să nu faceți acest spectacol în mod gratuit și dacă aveți anumite frustrări, vă rog frumos să le păstrați pentru dumneavoastră. Deci, la prima abatere, vă citesc, președintele de ședință atrage atenția consilierului local în grupă și îl invită să respecte regulamentul. Dacă aveți de gând să continuați cu această atitudine, vă rog frumos să încetați. Cu toată stima și cu tot respectul, dacă față de mine nu aveți această considerație, vă rog frumos față de ceilalți consilieri prezenți în sală, vă rog frumos să nu continuați. Mulțumesc frumos dacă mai aveți ceva de adăugat la ceea ce ați spus mai devreme, pentru că deja din timpul dumneavoastră s-a spus un minut în momentul în care v-am precizat să faceți strict referire la obiectul care are proiect. Mulțumesc, vă rog, continuați. Un minut, dar, președinte, oricum, dacă îți dați cu atenție, vă dați că este responsabilitatea primarului să aprobe aceste declasări. Fie în proiect, de aceea am și făcut această precizare. Vă rog să sintetizați și terminați-vă întrebările ca să vi se poată răspunde. Mulțumesc. Mai aveți o întrebare? Vă rog să puneți întrebarea ca să vă spuneți. Vă rog frumos, ai spus că nu știu. Ideea este ca statutul moderonat că trebuie să fie 18 oameni ca să se declanțeze acea ambarcațiune pe apă, pentru că este imposibil să găsești 18 oameni care să pleci și pentru că nu se regăsesc acele costuri. Motorina, ok, înțeles, să fie plătită. 2 ore, 30 de litri la oră, 60 de litri. Dar mai departe, salariul angajatului pe care oricum îl plătim, el este angajat, cu 8 ore probabil permanent, deci trebuie să mai găsesc o costul la pentru salarii, un costul pe care îl plătesc eu ca să mă declasez cu acea și cealaltă costul pe care le-a spus acolo. Atunci propunerea este să nu fie la aparat 18 oameni, să dăm posibilă la oameni în orașul ăla de a se plinde cu ambarcațiunea că este a lor, nu e a primarul, nu e a costul local, este a orașului și oamenilor în orașul Oradea. Nu mai este costul de 30 de lei. Dar hai să reducem numărul la 10, la 12, ca să fie suportabil, să se poată prima oamenii cu acea ambarcațiune. Vă mulțumesc că am înțeles întrebarea dumneavoastră. Nu am văzut întrebarea. Vă rog frumos. Dacă... Propunerea doamnei Mușară Rostu că nu este un amendament, ci orice modificare la proiectele de hotărâre ale Consiliului Local se face prin amendament. Și doar prin amendament. Bun. Deci, nu am ce să răspund la mine. Exact. Așa care face confuzie între venituri, cheltuieli și profit. Deci nu avem voie să facem profit. Nu să găsiți un leu pentru motorină, salarii, toate, trebuie să se autofinanțeze. Dar să nu facă profit. Din acest motiv, domnul Alu Danielu se vădea multe lămuriri că s-a ocupat personal de toate documentele care spun cum acest proiect sunt documentele finale care trebuie stabilitate și să încheiem acest proiect până la 31 decembrie. Deci, sunt chestii de bun simț.
Nu cred că dacă vin două, trei persoane, hai să le plimbăm cu un dita mai vasul, cu două mâncare sportiv, nu se apropie de cheltuielile. Diferența trebuie să o punem de la bugetul local. Dacă găsiți o sursă de finanțare din bugetul local, să sublinim diferența de preț, putem plimba și câte două persoane. O să dacă citeați cu atenție materialul, observați că pentru copii sub o anumită vârstă, pentru ele sunt gratuite, iar pentru alții de vârstă mai mare, sunt prețurile la jumătate. De aceea s-a considerat acele 18 persoane și nu 10, pentru că dintr-un studiu economic simplu făcut, a rezultat că cam acolo se poate acoperi. Toate școlile pot să facă din Corabia să plimbe copiii gratuit, bineînțeles cu condițiile pe care le-ați văzut acolo. Câte cadre veți însoțitor trebuie să fie la copii. Iar dezvoltarea se spune așa se face, cu curse regulate. Bineînțeles, se poate închiria și de către o persoană, la embarcațiunea, cu costurile pe care le-ați văzut acolo, cu 6 milioane jumate pe oră. Deci, pe oră, tariful, pe două ore, la 2.611, așa. Atâta am propus să fie pus la mine. Să te duci decât 7 inci, faci un contract cu unul de 7 inci, plătești cifra 90 de lei și ții bani pe timp. Da, dar de mic parcă puteți să consumați nu salariul angajatului. Dacă asta e ideea. Așa, cum economice mai mari, să facă și anumite funcții economice, nu sunt domnul Păurite. Să precizați că, în conformitate cu articolul 91, pentru încălcarea de către Consiliul Local a prevederilor codului administrativ referitor la modul de comportare a doamnei Safta în această ședință, să fie sancționată, mă văd nevoit să o sancționez cu avertisment, conform articolului 91.4. Vă mulțumesc frumos! Vă rog să trecem la vot pentru acest proiect de hotărâre. Cine este pentru adoptarea proiectului de hotărâre? Abțineri? Împotrivă? Abțineri a fost două. Ca să vorbesc cu trebuie, poți să-i facem. Deci încă o dată abțineri, vă rog frumos. Împotrivă? Având în vedere rezultatul votului comunicat de către domnul secretar, proiectul a fost adoptat. Mulțumesc. Următorul proiect, domnul secretar, vă rog frumos. Da. Este vorba despre proiectul de hotărâre 23.610, proiect de hotărâre referitor la aprobarea calendarului manifestări culturale, artistice și sportive pe anul 2024. Acest proiect de hotărâre are referatul de aprobare, raportul de specialitate, are documentele necesare anexate care v-au fost trimise și dumneavoastră pe mail, ați avut posibilitatea să le vedeți și de asemenea este vorba despre amendamentul numărul 24.527 din 22.11.2023 al inițiatorului. Dacă sunt discuții, vă rog frumos. Păi, ați trebuit probabil cu toții prin amendamentul la acest program. Și după cum ați văzut, a apărut o solicitare a doamnei profesor Victoria Mărcianu pentru o activitate care se va desfășura între 17 și 18 mai. În al 11-12. Așa mi-a spus, a rezolvat. Atunci, modificăm, pe 10-12 mai. Dar a fost prins amendamentul. Deci a fost înregistrată 22 a 12, exact când am dat dispunția de convocare și materialele erau deja făcute. Și
vorba despre evenimentele de nou mai. Doamna, din acele 12.000 de impus. Da. Din mediul academic care vor veni să promoveze iarăși și orașul Corabia, Corabia bagă de istorie culturală și civilizație. Deci tot despre Corabia va fi posta două zile și banii care vin postul sunt pentru să legăm o masă, probabil și cazare într-o seară. Dacă nu mai sunt alte discuții referitor la proiect, am să vă propun să supunem la vot amendamentul prima dată de la acest proiect. Cine este pentru adoptarea amendamentului la proiect? Domnul Tărăbare? Abținem, vă rog. Împotrivă. Împotrivă. Nu a fost înscris la domnul președinte.
se face procedura de scoatere din funcțiune. Iar scoaterea din funcțiune se face, doamna Bulea, prin proces verbal de scoatere din funcțiune. Ceea ce nu există. Există. Nu este. Dacă a fost comisie și le-a spus din materialele, nu trebuie să ne gândeam nouă. Deci, noi consiliul local, nu am fost consumat de la Căluza, aia s-a făcut de către aparatul de specialitate al primarului prin promisie desemnată de către primar. Păi și ce trebuie avem consiliul local pe aia? Trebuie anexată la documente. Păi, da, de ce? Am să vedem. Hai să vedem. Am să vedem. Păi da, și așa ce răspundă dacă nu ne vedem cu consiliul. Domnul Marisa, vreau frumos. Lăsați-mi pe domnul Dacu să termine întrebarea. Haideți să nu mai întrebăm la domnul Dacu de Amigă. Haideți să-i acordăm respectul pe mine și să-i acordăm respectul. Vă rog frumos, domnul Dacu, finalizați și după aceea mi se va răspunde. Deci, orice bun, fie el că este activ, că este obiect de inventar sau material, nu poate fi valorificat până nu este scos, adică propus pentru scoatere din funcțiune sau declasare și casare, după care se fac pașii următori. Noi aici, ca să votez în cunoștință de cauză că bunurile au îndeplinit condițiile legale de scoatere din funcțiune, declasare, casare, urmând etapele următoare de valorificare în un an, în două, în trei, așa, dacă nu s-au valorificat, se casează. Dar casarea se face în urma unui proces verbal de scoatere din funcțiune pentru obiecte, pentru active, și proces verbal de declasare și de casare pentru celelalte obiecte de inventar sau material. În care eu, de exemplu, acum, ar fi trebuit, dacă nu s-au valorificat, da? Să văd că în modelele legale de procese verbale de scoatere din funcțiune sau de declasare și casare rezultă în anumite puncte și ce anume repere pot fi recuperate, supuse iar valorificării și așa mai departe la procedurile legale dacă suntem în cunoștință de cauză. Vă rog, sintetizați, am înțeles. Ca să vă poată da un răspuns, sintetizați, vă rog, întrebarea, că puteți întrebarea. Mă mai opresc asupra unei singure. Listele cu propunerile de scoatere de plenare sau de clasare și casare nu sunt toate cu mențiuni legale. De exemplu, la Aicuza, la și vă pot. Vă pot da numai puțin de loc. Deci CMS, Corabia, gestionar bunarul Mariu. Propunere numai cu preț unitar valoare, dar fără a prezenta motivul care este. Îndeplinire normă integrală, lovită, ruptă, spartă, incendiată, eu știu ce e care înseamnă. Nu mai puțin și e. Apoi, la Aicuza, la fel. La domnul, dar cel, înțeles. Pot să dau un exemplu bun, la spital. Uitați-vă pe proces verbal, poate fi un model, dar și aici am o singură observație. Asupra unor repere, în care precizează ca motiv domnul director, dezmembrat, ori nu este adecvată mențiunea. De ce? Fiindcă niciun bun, și mai ales să aveți tehnica la, dacă nu sunt scoase din funcțiune sau aprobate la casare și la declasare și casare. Și dânsii cineva a făcut, au zis deja dezmembrat, ori nu ai voie să le dezmembrezi înainte de a fi aprobate la declasare. Domnul președinte, vreau să fac o intervenție. Domnului, dar tu a luat mai mult de 2000.
sintetizat în concret nimic, cred că informarea mai bine a noastră. De acord, atunci să-i răspundă domnul. Să vă mulțumim o dată atribuțiunile care le avem toți în administrația publică locală și dacă vă exprimați dorința de a face parte din Comisia de Inventariere pe anul 2023, mai plăcere, văd că sunteți specialist în inventarier, mai ceva decât cei de la Curtea de Conturi, care de venit în fiecare an. Nu. Și nu au găsit nicio problemă. Deci dacă să căutăm puncte, virgule și tot ce avem acolo, vă spun că bunurile nu sunt propuse la casare decât după ce au îndeplinit condițiile legale de perioadă de funcționare, de normă de funcționare și de amortizare. În condițiile în care norma de funcționare și amortizare nu a fost îndeplinită, atunci automat, că spune legea, trebuie reîntrecită din valorificarea bunului. Dați-mi o limbo pe ce țineți în domnul, dar mai foarte... Da, nu am în vedere, dacă... Aprecierea, după mai mulți, nu vreau să-i duc și mă opresc. Mă opresc, nu... Da, am plecat din precedenții data viitoare, doamna Santa va vorbi 17 minute. Și nu mi se pare corect față de doamna Santa, care i-a luat vântul 30 de secunde, s-a ascultat doar consilier 17 minute. Doamna Safta. O să
Chiar vă rog. Maxim, da. Chiar vă rog. O să... Chiar vă rog și fără amuzeți, vă rog să vă sintetizați. Se pare foarte... Vă rog frumos să vă intrați. Vă rog frumos să vă intrați. În... Aici cu mine. Bine. Vă rog frumos. Am înțeles, domnul... Mulțumesc. Vă rog frumos. Întrebări. Îmi permiteți domnul președinte sau vă mi-ați spus? Chiar vă rog. În primul rând, cine sunt cei doi medici care au plecat din spital de comun acord cu conducerea, că e important pentru mine cum vin oamenii ăștia, aprobăm organigramul acum 3 luni, că se creează niște posturi, stau oamenii 2 luni, după care pleacă de comun acord, dar că ne ajutăm de la lucru cum se ajutăm pe aici. Și vreau să mai știu de ce se consideră necesară desfințarea postului de medic primar oftalmolog. Avem foarte mult oftalmologi, ne considerăm necesari. Chiar și exprimarea, cum am spus-o pe mesaj. Se consideră necesară desfințarea postului de medic primar oftalmolog. Acolo am ajuns, adică ne gândim și medici, nu mai vreți să ne mai ajutăm. Atunci, comentăm, întrebarea a fost, am înțeles, am înțeles. Stimate, domnule președinte, la presidere, nu facem un comentariu aici. Eu am întrebat doar. Dacă mai faceți alte referiri în afară de obiectul proiectului în discuție, mă văd nevoie să vă aplic un mătărea să asigură. Vă rog frumos, mulțumesc că ați mai spus. Vă rog să mai spus. Vă rog să mai spus. Nu referire la președintele de ședință. La proiect, la proiect, la proiect, atenție. Vreau să înțelegeți să vă spun. Iar pe ratul pe care vă rog frumos cu referire la proiect. Deci, cine sunt prea doi medici care au plecat după ce au venit la stat? Ce privat au stat de activitate? Și de ce au plecat de cum la porciul conducerea, da? De ce și de ce se consideră necesară desfințarea postului de medic special, nu, medic primar, oftalmolog? Și câți medici, alți medici oftalmolog, dar cum le consideră necesară desfințarea postului? Prima întrebare consideră că nu este obligatoriu să răspundem mai alt, pentru că face referire la persoane și nu face obiectul acestui proiect de hotărâre. Aoleu, de ce? Că doamne de rău. Dar este simplificat oamenii în proiect, nu? Nu, e vorba despre administrație și dumneavoastră nu faceți referire strict la proiectul respectiv când solicitați de ce au plecat două persoane. Nu, ce pe ea l-au stat? Este vorba de organigramă și nu de despre au plecat. Nu am vrut de ce au plecat, dar am vrut de cine sunt cei doi. De ce trebuie să vă spun dumneavoastră cine sunt cei doi? Pentru că nu face referire la proiectul acesta. Aveți organigramă, dar nu sunt de funcție aici. Doamne! Aici discutăm organigrama și nu statul de funcții. De ce consideră necesară desfințarea postului? Aceea e o întrebare la care v-am vorbit răspunsul și domnul director este aici. Domnul manager, vă rog să vă răspund aici. Ați dat semnal? Domnul Reza. Domnul, ar trebui să venim în ceea ce privește postul de zi nicoreist. Sunt două postul de medic orelist. Un singur medic orelist a funcționat Spitalul Corabia, care și-a încetat contractul prin demisie, a dorit să plece, a fost 4 ani de zile în slujba Spitalului Corabia și nu s-a dat transfer, s-a întâmplat, de exemplu, cu medicul radiolog, ci pur și simplu doctorița și-a dat demisia, evident că sunt deci acesta este motivul pentru care doctorii sau revistă au plecat și s-a citat contractul individual de muncă. În ceea ce privește de un acord, în ceea ce privește desfințarea unui post ORL, este faptul, este generat de numărul de paturi pe care le avem în ceea ce privește specialitatea ORL. Avem 3 numări de paturi în compartimentul de chirurgie pe ORL, și nu se justifică a avea două posturi de doctor oreliști la acest număr de paturi. Trecând peste faptul. Am vorbit de oftalmolog. Am vorbit de oreliști, am explicat ce s-a întâmplat. În ceea ce privește medicul oftalmolog, suntem în aceeași situație. Nu mai avem niciun fel de medic oftalmolog în orașul Corabia, nu l-am avut nici măcar când am ajuns eu, nu există medic oftalmolog. Am încercat să rezolvăm această problemă printr-un parteneriat cu o firmă privată și o fundație care va veni și va face servicii de oftalmologie în cabinetul respectiv, încercând să asigurăm aceste servicii. La fel suntem și în situația cu medicul orelist. Ne-am rugat un medic de la turnul pe
pentru a veni la noi, chiar dacă un program care un surprinzător medic va fi prezent aici, pentru că mai activează și în ascultarea, preocuparea noastră a fost în special de a crea aceste servicii și a nu rămâne fără aceste servicii. Adică chiar dacă, de exemplu, medicul realist îl veți găsi după amiaza în ambulatorul spitalului Corabia, avem un medic realist care nu așa aceste servicii. În ceea ce privește medicul Sandorul, de asemenea, aveam două posturi de medicul Sandorul. Pe schema spitalului, având în vedere că nu avem niciun pat cu atrisabilitate la oftalmologie, în schema spitalului, avem de cât un singur post ambulator. N-ai de ce să ții două posturi de medic oftalmolog în condițiile în care tu nu faci servicii pe spital. Și eventual există doar posturi din ambulator. Dar nici pe acela nu avem. Este foarte greu să aduci medici la spitalul Corabia, pentru că, în general, oamenii pleacă de la centru universitare. Cel mai apropiat centru universitar este la Craiova și asta implică o navetă de 100 de kilometri, nu s-o spune că vreau mult impus. Adică noi nu avem parte în spital, să avem copii de medic oftalmolog în spital. Era dacă m-am spus în ambulator, nu am ajuns acolo. Doamna Sahta, vă rog, domnul Irin, vă atrag atenția să nu intrați în dialog. Doamna Sahta, de tot după ce îi se acordă după. Vă atrag atenția. Și dumneavoastră, la fel, vă atrag atenția că următoarea sancțiune este chemarea la ordine. După care, vă rog frumos să nu exagerați. Haideți să terminăm o dată cu ceea ce se întâmplă. Vă mulțumesc frumos. Vă rog frumos. Sunt drept, ce sunt tuturor la interesul de stat, de la poliție, ceva de nedeschis.
la intrare în orașul Murat, al artei de acolo, nici nu am venit pe Norveș pe Crăciun de sărbători. Este un izvir, pur și simplu mai exact, ești din Iordania și vrei vorbim de Murat de Acuistică. Mulțumesc. Dar dumneavoastră, la localitate de consilier local, circulați prin orașul Murat, după cum vă circulați? Sigur, mai mult pe jos. Cu câte persoane ați venit în orașul și ați învățat că nu trebuie să arunce gunoiul pe jos, nu poți să... Nu, 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 vă răspund. Răspundeți. Nu, vă răspund. Nu. Păi lucrați aia sau nu lucrați aia întrebarea? Asta e. Lucrați sau nu lucrați? Și au fost două zile de vedere, după o... Și nu pot după două zile de vedere să văd cu o mână de oameni, pentru că cei de la... care erau la mătură au fost trimiși în șomaj, datorită lipsei de fonduri. Nu mă deranjează. Ce? Mergem în altă oraș și munci la urmate și vedem că și-aia au avut două zile libere. Nu mă deranjează, pentru că și eu văd, de exemplu, la parchetul, ies și aruncă, vă arăt fotografii de la cimitirul din Curamea Veche, unde am descoperit că aruncau toți din cartier acolo și asta să face igienizarea. Și de dar, stat, dar nu poate să existe în orașul Curamea, pentru că strada Tudor Vladimirez. Bine, am dat-o de semn, ok, nu scot pe ăla. Atunci am vrut să mă obișnuit, locul pe care și la mine pe stradă au fost frunze și am lăsat bine, fără centru. Nu vorbesc că frunze aici a luat prima. Altceva ce e la ce am fost la mine? Eu să întreba dacă m-am plimbat? Este mie o dată. Nu am vrut să vedem ce-i patru. Eu nu spun, când e. Eu mă spun de ce nu-i. Vreau să fie fată cu noi. Eu vă spun. Nu timp, vă enervați că vă trebuie să trățile la șuturile de cu noi. Mi-a trebuit cu toți fiecare să vă împărțiți într-o stradă, să vă duce să... să educați cetățeanul să nu mai ajungi. Am înțeles, dar nu trebuie să vă ducă sinerii locația asta, dar pe mine, prin alea mortală executivă. Pentru asta vă duce mai spune. Pentru asta vă duce mai spune. Da, și pentru asta. Păi atunci pot să vă duce și cu trează. Tot așa, pentru ce vă spune asta, nu știu. Și eu vă duce mai spune degeaba, nu știu. Nu eu degeaba. Nu se reține de la biserică. Întrebarea este în continuare discuției, ca să nu cred că avem o deranjată pentru noastră, dar o ținem la același ton. Dumnezeu aruncă gunoaie, domnul consilier PMP ne spune că pe strada nu știu care sunt gunoaie, sunt sute. Domnul primar spune că la cimitir, dar cimitirul așa a avut gunoaie. Întrebarea este aruncate și toate cele. Avem sistem de supraveghere în video, da? Am văzut că am casă la cumpă și că nu mai bun. Dar am văzut vreodată, am văzut ceva pe cameră alea. Nu și întrebarea există. Și întrebarea de ce nu există. Păi sunteți într-o gravă eroare și... Păi cum sunt într-o gravă eroare dacă se văd camere cu care am gravă? Păi dar nu vreți să vă răspundeți la prima întrebare? Așa? Dacă au fost chiar cumva, am găsit un infractor, dar e infractură de capul ăla, nu mă dă nu poate. Contravenție. Contravenție, ok, contravenție. Și vreau să-i spun, din 2020 până în 2023 acum, câte avem sau câte avertismente au fost aplicate de primar, care este singur și are acest atribut, acest atribut, unea care a avut o pungă de gunoi, că doar îi vedem, îi avem un filme cu care roabele de gunoi și arată pe acolo, pe la piață, adică se vede titularul gunoiului, nu? Nu mai trebuie să mai căutăm cu nu știu cine. Dar, deci, întrebarea este așa. Camerele cât de utile au fost investiția la noi în 30.000 de lei, camere de supraveghere și cât contravenienți în ăștia am prins pe partea de gunoi, de păzitul gunoiul, și cât amenzi au fost date de casă, sau avertismente măcar. Care de primar singur care are acest atribut, din perioada 2020-2023, ca să rezolvă problema asta, ca să se poate. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Deci, unde am pus camere de gunoi la periferia orașului, nu s-a mai depus gunoi. Deci, nu este foarte greu să vezi unghiul mort la o cameră și să depozitezi în partea cealaltă. În oraș, ele sunt puse de obicei în intersecții pentru infracționalitatea mai mare, nu pentru cei care aruncă gunoaiele pe străzi. Marea majoritate a gunoailor sunt pe restul de terenuri care încă nu le-am concesionat pentru igienizare și folosință. Au aflat unde sunt. Puteți verifica pe cele care le-am concesionat
nu s-a aruncat nici măcar o roabă. Deci am primit și oameni de aia de care le-ai găsit acolo, așa că ce vă rog frumos. Acolo e dezastru. Doamne Slavica, vă rog frumos să nu mă întrebeți și să plecați odată. Da. Permiteți-mi în încheiere să vă spun sărbători fericite. Amin, ține la ta, un an nou fericit și la toate interpelările să vă spun. Da, să vă uitați. Mulțumesc, să ne mai fi în doar de experiență. Grazie.